Salutare tuturor! Numele este Cristian și venit pe un nou videoclip ce nu o să fie cu niciun joc de strategie, adică bine pentru mine și nașa pentru voi. Și după cum scrie în titlu, avem însă și după nu știu cât timp un Q&A în care voi îmi puneți întrebări și eu va trebui să vă răspund și cam n pe aici cu spațiu, deoarece am reușit să rezolv problema cu lumina, mi-am pus ring light-ul în spate, numai că acum nu prea mai am loc să mă mișc cu scaunul, pentru că am blocat aici. Nu mai zic că ocupă foarte mult loc și tabla. Ca să nu puteți vedea patul meu ce este nearanjat. Și pe filmar mai văd că mai și un fir de păr aici mai rebel, dar nu mai contează. Am făcut recent o postare pe secția comunitate legată de acest videoclip. mi a spus niște întrebări și eu bineînțeles că va trebui să răspund la ele. Sau mai bine zis, o să răspund doar la o par din întrebări. Adică ala mai interesante și care nu sunt stupide. Ups, stați că am lovit microfonul. Și prin stupide mă refer la cele care mă întreabă când postez un anumit joc. Adică pe bune! De ce mai întreba așa ceva la un Q&A? Aici trebuie să mă întreb lucruri de care nu se știe despre mine. Ce hoburi mai am? Ce vârstă am? Cu ce mă mai ocup? Uh, ce îmi place să mănânc, nu știu, poate niște întrebări mai zic așa piperate, nu despre jocuri sau când mai postez cu nu știu ce mod sau alte chestii genul. Ca să nu mai pierdem vremea, să trecem la întrebări și începem cu Mihai care ne-a pus două. Prima, de deci ce nu mai postez așa de des și a doua, de ce te-ai apucat de YouTube. O să încep cu YouTube-ul. Bineînțeles, ca orice sunt, îmi plăceau jocurile și îmi plăcea să mă uit la creatori de conținut care se jucau. Și eram puimit de treaba asta, wow, oameni care se joacă, care se registrează și care mă și trez din asta, ce tare! Și pentru cei ce nu știu, înainte de a posta, începând din 2019, mai aveam niște videoclipuri prin 2015 cu League of Legends, când eram țânc. Bineînțeles, videoclipuri neditate și mă înregistrate cu programul Fraps, cred, așa se numea. Și nu erau cele mai bune, mă colobam așa pe ecran, după aia niște două minute, strănutam, deci, așa că au fost șterse. Și cum am pare, rog că le ce deoarece, până la urmă, era o parte din memoria mea și chiar aș fi vrut să le văd acum. Numai că pe atunci nu știam că există și opțiunea asta de Unlisted, în care videoclipul nu mai este public și îl vezi doar tu. Eu le pe toate, așa că acea memorie s-a dus. Așa că m-am decis ca prin 2019, am venit în vara lui 2019 să mă reapuc de YouTube, presupun, deoarece aveam această durință, mă, vreau și eu să fac conținut cum fac alții. Ce știe, poate nu poate o să fac bani din treaba asta, poate nu. A, e. Și hei, măcar poți să mai îmbunătățesc și aptitudinea de orator, deoarece dacă te să la videoclipurile mele, de avea de puteam să vorbesc. Și chiar a funcționat. Și acum, hei, recent am început chiar să mă înregistrez și video. Așa că încet cu încet tu mă obișnuiesc și cu camera. Și în legătură cu postatul, pur și simplu n-am chef și nu prea motivație. Îmi cer să postez măcar săptămânal, dar chiar și așa văd că e foarte greu. Am început să postez odată cam la două săptămâni. Care din nou, lipsul de motivație, nu fac așa de mulți bani, deoarece, hei, banul este o motivație foarte bună și mai fac și un conținut de nișă, adică foarte, 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 foarte greu să crească. Plus că mai am și audiențe destul de mari de copii, deci nu prea mă aștept la foarte, foarte multe donații. Deși am mai primit pe Patreon și cu ocazia asta le mulțumesc oamenilor care m-au ajutat de-a lungul timpului, adică lista asta de aici. Și care m au sugerat și diverse videoclipuri, de exemplu acesta cu primul război mondial chiar a fost sugerat de o persoană de pe Patreon. Bine, lista de motive este mult mai mare, deoarece, după cum se poate observa, mi-a schimbat locația, deoarece mă aflu la părinți. Având de vedere că este vara, așa că n-are să mai plătesc chiar în București, dacă nu fac facultate, momentan. Și cu părinții e mai greu, deoarece nu știu poate să vină mai câtea, să tai cu o pe tine, să te tot... streseze cu chestii, să sau te duci să-i ajuți și n-ai mai complicat. Plus că acum am mai aprins și lumina asta și cu aerul condiționat de să țin ușa deschisă, care din nou pas să treacă tata sau mama cu trevurile, se aude zgomot, e stres. Și în plus, în timpul liber mai fac și alte chestii, așa că timp pentru înregistrat nu e așa de mare. Având în petere că nu pot să înregistrezi oricând în primul rând. Și acum trece la următoarea întrebare pusă de istoria Lumi640, Teresa nume prespun. care zice așa. De ce a ales partidul USR, Uniunea Salvați România? Și pentru cei ce nu știu, în timpul liber mai sunt și activist politic și legător cu întrebarea cam de când am intrat la facultate a început să devin din ce în ce mai interesat de politică având în vedere că politica a început să și mă afecteze din ce în ce mai mult deoarece atunci Cam am pierdut gratuitatea de a călători cu trenul, am resit efectele liberalizării pieței energetice și tot atunci am simțit cum puterea de cumpărare cam începe să-mi scadă, având în vedere ce inflație avem. Așa că în toamna anului trecut, adică 2022, m-a decis să mă înscriu într-un partid politic. Și dacă v-a întrebat de ce n-am făcut asta mai devreme, pur și simplu nu credeam mâine. Adică aveam impresia că nu știam destul informat despre politică, eram și mai timid pe atunci, inhibiții, un alta, ziceam că nu prea e de mine treaba asta, așa că a că am stat pe tușă ceva vreme, până când am decis că este timpul. Și aveam două variante, PSD-ul și USR-ul. În cazul PSD-ului, Bineînțeles, cel mai mare partid din România, partid ce știe să adreseze oamenilor de rând, numai că avea probleme cu corupția și se câștiga funcții destul de greu, având în vedere că este un partid destul de mare, deci urcai mai lent pe scară. În schimb, USR este un partid mai nou, ce vrea să schimbe sistemul din România, să lupte împotriva corupției, dar totuși, în realitate, e doar un partid liberal ce promovează idei liberale. Numai că fiind un partid nou și mai mic, acolo urci mai ușor pe scară pentru a ajunge la putere. Numai că partea bună la ambele partide este că se cam află în schimbare. Așa că am avut de ales răul cel mai mic, adică USR-ul. Deși, pun ce să văd progres din partea PSD-ului, deci nu știu ce zic, poate o să mi se schimbe opinia despre răul cel mai mic din România. Dar până atunci pot să stau cu USR-ul, cu liberalii. Ce mă enervează la USR este că e un partid ce se adresează numai oamenilor din marile orașe cu venituri medii sau peste medii. Și că tot au o boală pe oamenii de rând sau de bugetari, doar ce văd ca răul României, știi și eu cum sunt dintr-un oraș mai mic, ce nu vine tocmai dintr-o familie foarte bogată, stau și mă gândesc, bă, ce caut eu un partid ăsta. Dar na, cum de lista de partide n-a fost una, zic, tot mai generoasă, pe bine, m-am dus cu ăștia, așa că va trebui să particip la acțiunile lor și să urc pe scară și cine știe, poate partidul cu trecerea timpului se schimbă, noi oameni, noi idei, etc. Oricum, mult mai bine decât să stau acasă și să mă plâng pe internet că nu știu ce a făcut, nu știu ce politician, că viața de rahat, bla bla bla. În final, mai fi ceva de vorbit pe aici, numai că a, mai am și alte întrebări, așa că o să mă opresc aici. Trecem la întrebarea pusă de Alex111. Ce streamer, canal de YouTube, urmărești? Nu urmăresc foarte multe canale de YouTube sau streamer, deoarece nu stau numai pe, nu știu, YouTube sau Twitch, mai stau și pe Facebook, Twitter, Reddit, mai acest articole, un alta, deci nu o să stau atât de să mă uit la videoclipuri. Așa că o să dau doar o listă mică de exemple. Și când vine vorba de canale din afară, favoritul meu, The Cynical historian, care face videoclipuri în general despre istoria Statelor Unite dar mai are și videoclipuri despre diverse subiecte ce nu are legătură cu Statele Unite și așa trebuie să arate un canal ce se ocupă de istorie, unde avem informații cercetate, mai multe surse de informație editat cum trebuie, explicat subiecte interesante ce n-au mai fost, zic, abordate sau le vezi mai rar ce nu sunt pe interesul tuturor. A, da, și videoclipuri ce nu sunt făcute de dragul de a fi făcute. Adică să fie acolo, mi-a luat banii și trece mai departe. Nu. Deoarece, după cum se poate observa, omul nu îți postează săptămânal. Uneori spune poate la două săptămâni, uneori la o lună. Depinde de subiectul videoclipului, câtă cercetare necesită, cât durează editarea, durata acestea, etc. Și nu poți să-l compar, nu știu, de exemplu, cu atenții cadmere care ăla îți un articol, îți faci videoclipul și cam mai a fost tot. Și zice numai chestii generice sau cu Zaya Fett care își citește o carte și doar îți povestește din ea, nu extrage din mai multe cărți să-ți fac un rezumat, să-ți mai zic opinia lui, ce s-a mai întâmplat, un alta nu. Următorul canal din afară la care mă mai uit, Alternate History Hub. Un canal ce faci videoclipuri despre istorie contrafactuală. Unor chiar despre istorie alternativă, depinde de subiect. Dar față de alți creatori de conținut care se ocupă de această nișă, măcar acest canal încearcă cât de cât să creeze scenarii care să aibă și o logică, adică nu de dragul de a fi făcute sau de a satisface fetișul unor persoane. Și bineînțeles, cu mie, îmi place scenarii de istorie contrafactuală, ce au sens și nu sună chiar ridicol, bineînțeles că o să-mi placă și acest canal, care după cum se poate observa, nu postează foarte des, chiar o dată la o lună. Și când vine vorba despre melagurile noastre, avem canalul Tudor Dance, care ne vorbește despre politică, economie, etc. Și față de alte canale de acest gen, aici nu vedem conspirații, clișe clasice, și omul chiar se documentează înainte de a vorbi despre ceva. Adică nu o să te aștepți la el să se zic că nu știi ce rahaturi. Și aici o să se abordeze diverse subiecte, cum a zis, de politică, economie, ce a mai postat cineva, etc. Teme din afară, teme de aici. Deci lista e una destul de mare. Și acum trecem la următorul canal, care m-am uitat așa din când în când, adică a colegului meu de la Cluj, și nume Radu Molnar. Și mi se pare super interesant la acest canal, deoarece te simți așa într-un club exclusivist, deoarece, după cum se poate observa, are foarte puțin abonați și mai face uneori live-uri. Live-uri au în jur de 10 persoane și mi se pare super tare că dacă îi scriu un mesaj, el chiar ți-l citește, el fiind deputat în Parlamentul României, ceea ce e wow. Și așa că persoanele care sunt abonate la acest canal au șansa de a vorbi cu cineva care este în Parlamentul României și care chiar îi și ascultă, deoarece na, nu are așa de multă interacțiune. Și de aceea zic că te simți așa într-un club exclusivist, ce puține persoane au ocazia de a vorbi cu un parlamentar. Și aici, din nou, diverse subiecte despre politică, una alta, nu sunt neapărat de acord cu ce zice, dar totuși mi se pare super tare că ai ocazia de a interacționa cu el, că v a zis că face și live-uri, sau să-i asculti opiniile de acasă, și poți să lași un comentariu și el chiar ți-l citește. Și o să închidem lista cu Silu Fire, creator de conținut, care mai face și streaming și vorbește despre diverse subiecte, de la politică până chiar la cancanuri și la scandaluri. Și care mă mai din când în când la el, bineînțeles la scandaluri, deoarece am și o nevoie de doza mea de divertisment, cum ar fi, nu știu, acest videoclip la care m-am uitat. Și m-am mai zis, ne mai vorbește despre politică și despre subiecte sociale sau mai sensibile. Și la fel ca și în cazul lui Radu sau lui Tudor, nu trebuie să fiu neapărat de acord cu ce zice, ca să mă la el. Bine, asta a fost doar așa lista de YouTube, deoarece mai stau și pe TikTok, care acolo este lista mult mai interesantă, deoarece mă uit la alte canale de gătit, modă, etc. Și acum a trece la următoarea întrebare pusă de Vlad Țepeș, sau venit zis un cont ce are numele de Vlad Țepeș. Și ne scrie așa. Crezi că vei deveni mai cunoscut în viitorul apropiat? Consider să te lași de jocuri, de strategie pentru altceva pe YouTube? Îți place ceea ce faci? În legătură cu prima întrebare, sper, acum nu știu, depinde ce o să fac. La întrebarea numărul 2, da, chiar iau în considerare chestia asta, dar nu să mă las de tot, dar aș vrea totul să schimb conținutul, să fiu unul mai serios, ca să am și un public mai matur și în legătură cu ultima întrebare, îmi place să mă mai joc așa de când în când jocuri de strategie, dacă te referi la asta să fac conținut despre asta, numai că din nou e ceva de nișă, nu prea poți să crești, nici n-am, zic, susținere financiară foarte mare, nu prea fac bani din videoclipurile postate, dacă ne uităm la aceste imagini care ne demonstrează acest lucru, deci cam va trebui să-mi schimb strategia. Dacă vreau să mă țin de YouTube. A, da, și am uitat să menționez că și înregistrarea de astfel de videoclipuri durează foarte, foarte, foarte mult timp. Și acum trece la întrebările puse de Chris 2 Gabi, cel mai probabil un puș de 15-16 ani, care tot mă terorizează în secția de comentarii, nu numai aici în comunitate, ci și la alte videoclipuri. Că vezi, doamne, de ce și la el ban pe server? Că am un server de Discord și bineînțeles că acel server are niște reguli și el... tot scria numai porcării, ne trimitea numai mimuri de la hat, literalmente Edgy History Kids, care se potrivește foarte bine în mimurile astea. Trecând la a doua întrebare pusă de el, vei face colaborări cu alți youtuberi de Hearts of 4 în patru români, cum ar fi Gamer Groza, sau vei rămâne să faci videouri solo? De obicei nu prea fac colaborări, deoarece nu prea mă ajută în primul rând, adică stresa Iurea, și când vine vorba de alți youtuber de hard să în batul din România, nu mersi. Și că tot ai menționat de Gamer Groza, uite și de ce n-aș face o colaborare cu el. Pentru că el se potrivește foarte bine cu mimul ăsta. Și vă explic și imediat de ce. Dacă dăm, de exemplu, click pe canalul său de Discord, deoarece pe YouTube este mai restrâns așa când vine vorba de a își exprima propriile opinii. Ei bine, vedem acest logo și acest nume. Ok, și dacă dăm o privire pe secția de anunțuri, ce să vezi? Astăzi, 22 iunie, o zi glorioasă în carta de aur a istoriei noastre. În această zi, acum 82 de ani, atacăm dușmanul ce ne-a răvit Basarabia și Bucovina de Nord. Și restul citiți voi. Motorul anunț! Ziua bună, dragi camarazi! Astăzi, cât și întreaga lună, vom dedica această lună Mareșalului Ion Antonescu. Și dacă dăm iarăși mai sus, dragi camarazi, astăzi vreau să vă aduc la cunoștință că celebrăm ziua de naștere a unui foarte bun prieten de al nostru, cel mai mare artist din Austria sau de Austria, cum scrie aici. Haideți să-i cântăm da, mulți ani pe chat sau voice și uite de asta nu vreau să colaborez în general cu history kids pasionați de acest joc. Dar nu e chiar exclus o colaborare, poate peste câțiva ani când îi vine și mintea la cap. Gata, nu se mai uite bormașina de la vecin și ce ziceam, a da, când o să se maturizeze peste câțiva ani, deoarece pun pariu că o să schimbe opinia despre multe lucruri. Bine, atunci rămâne de văzut dacă eu o să mă mai țin de YouTube. Având în vedere că soarta acestui canal este una incertă. Acum trecem la Vladimir, care ne-a pus două întrebări. 1. Ce planuri ai pentru viitorul canalului tău de YouTube? Cum am mai zis, soarta este una destul de incertă, dar totuși aș vrea să fac un conținut pentru public mai matur așa că mai puține jocuri de strategie. Și la a doua, care sunt pasiunile tale? Ei bine, îmi place politica și wrestling-ul. Bascula06 ne scrie, ce mâncare știi să faci fără da foc la casă? Ei bine, spre surprinderea unora, știu să gătesc. Mai bine zis, sunt nevoi să gătesc, deoarece în București mâncarea nu este tot mai ieftină. Așa că sunt nevoie să gătesc de acasă diverse chestii. De la clasicele op la paste mai complicate, spaghetti, orez cu carne tocată sau ce rețete mai găsesc pe net și care am che să le fac acasă. Deoarece nu este foarte greu să urmărești niște instrucțiuni. Totuși nu mă bag la produse de cofetărie, mi se pare super complicat. De exemplu să fac prăjituri, eclere și alte chestii, acolo exclus. Următoarea întrebare. Unde te-ai plasa pe compasul politic? Vă zic cu cea mare sinceritate. Urăsc, urăsc, urăsc compasul politic. Întrebări foarte, foarte, foarte vagi. Uneori fără niciun sens și a reușit să creeze o grămadă de analfabeti politici. Urăsc testul ăla la maxim. Dar dacă ești curos de valorile mele politice, o să-ți las aici niște indicii. Și acum urmează Intermarium Citizen 2604, tare ciudat numele. Sugestii de întrebări. Hai că puține sugestii dacă e. Nu știu să selectez doar câteva sau gen să răspund la unele cu da și nu. Ok hai că asta cu ce gen de cărți îți place să citești și îți pot spune că diverse de la da, stați Economie. Ce m-am pe aici? Istorie contrafactuală. Istorie normală. Chiar și hărți de... Stați că e, stați că e carte mai mare. Arhitectură urbană. Și acum în vara asta prunesc în comandă o altă carte de pe Amazon, deoarece... Cărțile mele sunt numai în limba engleză Și sunt destul de scumpe astea, în jur de 100 de lei, nu sunt cărți gen cărturești Deoarece nu-mi plac astea, nu știu, mi se par așa pentru publicul snob Eu caut fix ce mă interesează, dacă am chef de, nu știu, istorie contrafactuală, va trebui să intru la Publicația asta, la Lion Press, deoarece ăștia se ocupă de istorie contrafactuală și de să comandă la ei care ei fiind o publicați din străinătate, mai precis Regat Unit, ei le publică ori pe site-ul lor, ori pe Amazon și de le au de pe Amazon, dar de pe Amazon Germania, deoarece de pe Amazon Germania este mult mai ieftin de cumpărat. Am nu știu dacă avem și Amazon în România, dar de obicei am luat de pe Amazon Germania și trebuia să folosesc Google Translate ca să pot să fac comanda. Ne-am apropiat de final, știu că mai sunt niște întrebări pe aici, bine, unele se mai repetă, numai că iarăși vecinul a început să dea cu bormașina, așa că va trebui să ne grăbim puțin. Și o să vă răspund de o repede la niște întrebări, chiar dacă l a spus sau nu. De exemplu, ce vârstă am 23 de ani, înălțimea 1,82 m, cam așa. Dacă am permis, da, am permis. De la vârsta de 17 ani am început să fac școala și la 18 am luat permisul. Și dacă fac sală, da. Și cred că cam atâta. N-am... Bine, mai era lista asta întreagă, dar, dar prea multe întrebări. Și cred că la unele le-am și răspuns deja pe aici, deși nu știu dacă am întrebat de vârsta de înălțime. Totuși, hai să închidem videoclipul cu această ultimă întrebare. Ce sfaturi utile în viață ai dat copilor de astăzi și nu numai? În primul rând, încearcă să ți numezi visul, deoarece mereu o să ai frustrarea aia. Mă, cum ar fi fost dacă dacă încercam asta, dacă făceam asta, deoarece eu când eram mic, când nu știu, am mai făcut basket, judo, am mai avut diverse hobby am văzut ce îmi place, ce nu-mi place și mi-am dat seama că chestia asta se potrivește, asta nu se potrivește cu mine. Și rețineți acest mesaj. Omul este o ființă rațională. Chiar și oamenii care avem impresia că sunt foarte rațional, au moment de iraționament. De aceea nu sunt de acord cu ideea asta de avea idol sau de a asculta orbește pe cineva a început să plouă afară acum nu știu dacă microfonul reușește să capteze sunetele de la picături în fine oricum aici o să închidem și acest Q&A, îmi pare că n-am reușit să răspund la toate întrebările doar ce la unele m-am alungit la altele nu mi se par chiar foarte interesante la astea cu jocuri nici nu m-am mai stresat să răspund așa că am fost Cristian și ne vedem data viitoare.